După mai bine de două luni de la începutul anului școlar, a sosit momentul ca preșcolarii să arate părinților, dar și moșului, ce au învățat. Aflați la Grupa Mare, copiii pregătiți de doamna educator Dana Damian au susținut un frumos program artistic specific sărbătorilor de iarnă. Nu numai ei s-au pregătit cum se cuvine, ci și clasa au îmbrăcat-o în decorațiuni făcute chiar de mâna lor, astfel încât moșul să fie mai impresionat, iar darurile cât mai mari. Cântecele, poezii și colinde au fost prezentate rând pe rând de fiecare dintre ei, în speranța că Moș Crăciun îi va auzi și îi va recompensa. În cadrul sărbării, copiii au cântat și colinde dedicate Mântuitorului Iisus Hristos pentru a aminti că de Crăciun sărbătorim nașterea Domnului. Având în vedere talentul și dăruirea copiilor, Moș Crăciun a avut parte și de dansuri. Profesorul Cristina Dorcioman a pregătit cu micuții un mic spectacol pe ritmuri ceva mai moderne. După mai bine de două ore de spectacol, în sfârșit moșul și-a făcut apariția încântat și bucuros de o așa primire. Moș Crăciun era un tânăr reușit. Era haios, avea ochii albași.